vai, 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 vai! Lulu, trezește-te, mai, mămică, mai! Trezește-te că avem treabă, vine Crăciunul peste noi și n-avem sarmalele făcute! Lulu! Trezește-te! Haide, gata, ciop, ciop, jos din pat că avem treabă! Vrăjimăturică, haide, că știu că m-ai auzit! Haide, da-te jos din pat, treci la treabă! Hai, hai! Ce treabă? Păi vine Crăciunul și avem de făcut ordinea de Crăciun. Avem de făcut... încălzirea de dimineață. Încălzirea de dimineață când avem timp, nu astăzi, că da, azi n-avem timp. Da, dar înainte trebuie să ne trezim. Nu, nu, nu te-ai dat jos din pat încă? Dă-te jos din pat odată. Ce e cu lenea asta dis de dimineață? Haide, ce vrei să-ți fac eu patul? Vrăjimăturică, lasă întinsul și așează patul. Ce e aici cu penarele astea lăsate așa? Așteaptă să colorăm împreună. Da, să așteapte să colorați împreună de la locul lor. Că nu degeaba ne-a cumpărat antiprezentatoare atâtea. Lulu? Da. Caști? Da. Nu mai căscați. Da, abia m-am trezit. Păi hai odată. Puneți gândurile în mișcare. Scuturați pijamalele, că avem o grămadă de treabă. Vrăjimăturică? Da. Și cariocile astea ce caută aici pe jos? Și ele așteaptă să fie puse în ordine. Uite, vezi că s-au amestecat rozul. Hai cu roșu. Hai deodată că nici măcar nu ți-ai pus încălțările. Pune cariocile, pune penarele la locul lor, încalță-te. Hai să ne facem ritualul de dimineață repede, repede, repede. Și apoi repede, repede, repede să ne pregătim, să mergem în bucătărie, să facem tot ce mai avem de făcut. Hai, vrăjii? Deja și ciop, ciop. Nu ne jucăm deloc? Poftim? Nu ne jucăm deloc? Ne jucăm când avem timp să ne jucăm. Acum nu e joacă de copil. Vreți să vină Moș Crăciun? Da. Atunci, atenție, dați drumul la apă. Pșș, curge apa. Ia puțin săpun. Și freacă bine. Și cântăm. Bulbul, bulbul, bulbuc. Eu știu să fac un bulbuc. Bulbul, bulbul, bulbuc. Fac bulbuc. Ce-ai pățit? Mi s-a făcut rău la corneta stângă. Aoleu! Uitați-vă și voi acolo, vă rog. Da, ce e? Nu vedeți ce văd și eu? Ba da, îl văd pe Clopoțel și îl văd pe Strânganel. Și ce e acolo între ei doi? Un fulg! Da. Care cum e, vrăjimăturică? Frumos! E strâmb! Ba nu e simetric! E strâmb! Du-te mai lângă el să vezi mai bine. Ia, uite-te. Ia, mai la stânga puțin. Da? În dreapta. Adică așa? Nu, nu, fulgul, nu păturica. Doar fulgul, mai la stânga. Nu, mai la dreapta. Stânga mea sau stânga ta? Dar eu zic că stă perfect. Stânga ta sau... Lulu, nu mă face, fii atent. Niște antiprezentatoarea nu e așa perfecționistă. Ai pregătit legumele pentru salata beef? Nu, pentru că abia m-am trezit. Ai pregătit salata de varză pentru cozonac? Nu, nu, pentru că abia m-am trezit. Ai pregătit spanacul pentru plăcinte? Nu, pentru că nu fac plăcinte cu spanac astăzi. Păi haide, ciop, ciop, la treabă cu voi! Ce mai stați aici atâta la discuții? Uite, vrăjimăturică, până la urmă tot ai lăsat creio... Păi ce-a făcut mai Lulu, măi? Ce-am mai făcut? Vai de capul meu! Ce s-a întâmplat? Ce e ăsta aici pe jos, Lulu, lângă patul tău? Ce e ăsta, Lulu? Un tricou! Da! Și de ce râzi, măi, Lulu? Ce e amuzant la asta? Trebuie împăturite și aranjate toate la perfecție! Știu, da! Haide, pune mâna și aranjează-l! Hai, hai! Antiprezentatoarea m-ar fi lăsat să mă trezesc înainte! Dă-l încoace că-l aranjez eu, dacă nu vrei, treaba ta! Până la urmă, știți ceva? Treaba voastră. N-o să vă aducă Moș Crăciun nimic și aia e. Ba da! Ba da, o să ne aducă moșul. Mai vedem noi, mai discutăm noi. Aoleu, cum mai stați mult degeaba. Nu aducă Moș Crăciun nimic. Mai stați voi... Mi-a luat și lingura. Mai stați voi mult degeaba că o să vedeți voi ceva, duce Moș Crăciun. Vezi ce frumos o să fie în curte. E foarte drăguț. Ei, tanti prezentatoare, ți-am adus cafeaua. Tanti prezentatoare! Avem o problemă, mare, urgență! Mare, stați un pic, vorbeam despre ful și cum împodobesc curtea. Nici nu am apucat să-mi beau cafeaua, vă rog. Îmi pare foarte rău, tanti prezentatoare. Da, nici nu ne-am trezit, dar s-a întâmplat ceva cu fetița. Așteaptă puțin, scutură-ți gândurile și ciulește urechile. Tanti prezentatoare, să știi că fetița Zurli s-a transformat într-un fel de tine.
dar mult, mult mai mare. Exagerat. Da, adică ne-a trezit de dimineață și ne-a pus să facem direct treabă. Adică noi nici n-am apucat să ne facem încălzire. Vrăși Mărturica, serios, am atâta treabă. Discutam cu, mulțumesc și cu Trulii, despre ce avem de făcut în curte, vin sărbătorile. Hai că, nu, serios, trebuie să plec, îmi pare rău. Dar tu tot timpul pleci și ne lași singuri. Astăzi nu vă las singuri. Astăzi nu vă las singur, uite, m-am gândit la asta. Nu, 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 am rezolvat. Vine cineva și stă cu voi, stați să vedeți ce surpriză vă fac. Cine vine? Cine vine? Nu știu, nu știu. Tu știi despre surpriză și nu vreau să vă spui. N-am vorbit despre asta. Tiribam, tiribam, magii să apară. Am găsit cea mai tare bonă din lume. Hai, dar ce mare ați crescut. Păi erați așa și acum iau, dar tu ai rămas la fel. Și eu am crescut, dar mi-au rămas fundițele la fel. Magii, astăzi am nevoie de tine să fii cea mai bună bonă din lume. Pentru că eu am foarte multă treabă și trebuie să plec. Da? Mă bazez pe tine? Da. Da? Nu-i lași să se pună pe jobenul tău, îmi iau și cafeaua, o beau pe drum. Ascultați pe Magii, da? Da. Să fiu ascultătoare și... Păi am venit aici să ne jucăm. Da! Mulțumim, Magii! La ce să ne jucăm? E adevărat? Da! Magii! Scufiță zurnică! Mai ții minte cum îmi ziceai când eram mai mică? Cum? Codiță zurli? Minciuța zurli! Codiță zurli, tocmai a venit la timp, că noi acum voiam să începem să ne jucăm. Da, dar eu nu am timp să mă joc, că eu am treabă. Unde-i tanti prezentatoarea? Că avem determinat o listă. Plecat, are puțină treabă și m-a lăsat pe mine în locul ei să ne jucăm toată ziua! Vai de capul meu, câtă treabă! Mulțumesc, dă-mi te rog lista de acolo, că nu mai am timp să mai stau degeaba, nici o secundă. Chiar acum, acum, când trebuie să începem jocul? Hai, te rog! Hai să... Haide, mai bine să te joci un pic cu noi, te rugăm! Bine, hai, jucați-vă voi, că mă văd eu de lista mea și de treaba mea. Mulțumesc frumos! Veniți să mă ajutați când terminați, da? Da, bine, bine! Dar seamănă cu tanti prezentatoare. Da! Joc! Mima! Să ne jucăm Mima! Mimezio, luați loc! Bine! Unde stai? Aici! Suntem pregătiți! Tu? Ești caracatiță! Da! Plângi! Te topești! Ești om de zăpadă! Nu, stai! Are ceva în spate! Moș Crăciun! Bravo, Lulu! Bine! Bine! Tu? Ești o rachetă! Nu, ești o ciupercuță! Nu, stai! Fă pe tine așa! Te împodobești! Glob, ala, este glob! Te împodobești! Este mănuț! Da, mănuț! Ești ce ai ghicit! Frigider! Nu! Dulapior! Ceva pătrat! O tavă cu plăcintă! Nu, 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 este... Este... Nu știu ce este. Cadou! Da! Ce tare! Gata, eu sunt acum. Bine. Pe jos. Pe jos. Frig. E frig. Așa. Și? Îți spui ghete. Îți spui niște ghete instabile și aluneci? Patine! Ești nevoie de vreau și eu! Hai, stai, eu știu cum e. Și piruetă! Era să cad! Oare ce surpriză ne pregătește? Dragii mei! Wow! Să ne jucăm mai departe, am aici două jobene. Am aici două jobene magice. Cu daruri pentru voi. Va trebui să luați câte un dan, vă uitați! Bine! Și obligatoriu să vă placă. Începem cu... Cu mine, că eu am multă treabă. Bine, mereu faci. Da. Și ce trebuie să fac după ce am extras? Păi să vedem întâi... 1, 2, 3 și... Acesta! Iar
seamănă. Darul pentru seamănă, nu? Da. Ai multă treabă, te rog. Păi da, ăsta e darul pentru place? Mine. Îți place? Să nu spui că nu-ți place. Nu zic că nu-mi place, că de fapt îmi place. Mai ales crud. Mulțumesc. Da. Un morcov? Păi da, să nu spui că nu-ți place. A, nu, îmi place morcovul, păi că deci... e... Îmi place că e dulce. Perfect! Da. Ia să vedem. Stai să vedem. Să vedem. Gata, am găsit! Asta... Usturoi! Să ne... Îmi place. De ce? Pentru că sperie vampirii. E rândul meu. Hai de vrăjii. Dar nu știu de ce îți place. Îmi place că zici că este o caracatiță care cântă. Eu nu vreau, mulțumesc. Păcat. Pentru că, uite, în jobenul ăsta era adevărata comoară. Bine, pot să-l cerc și eu odată, te rog. Târziu, dar pentru tine, uite... Legume. Să nu spuneți că nu vă plac legumele. O, ba da! Wow! Mama mia, ce aici de decorațiuni! Ăștia chiar se pregătesc de venirea burtasului! Hopa! Hopa! Ce avem noi aici? Ia uite! Ia uite! Ce-i asta, măi? Dragă moș... Nu! Astea sunt scrisori pentru burtasul! Dragă moșule! Mama mia, nu cred! Nu poți să crezi. Hopa! 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 Gata! Hopa! 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 Zi să mă opresc! Hopa! Asta e, bravo! M-am oprit! Stai că mă ia mula! Stele noastre? Am salvat două! Dar le încoace! Pe-a mea? Și pe-a lui Lulu! Tu, Ravura, dar de ce ne-ai rupt listele? Da, pentru că vreau și eu cadouri de la moșul Burtasu! Păi, da, i-ai cerut vreodată? Da, i-am zis, mai dă-mi adun cadou vreodată! Păi nu așa se face, tu, Ravura! Trebuie să-i scrii o scrisoare și să-l rogi frumos! Și eu să scriu o scrisoare? Păi scrie, hai, uite, ia o cariocă de acolo, că te ajutăm noi! Ce cariocă? Ce culoare vrei tu? Hai, stai să vedem care este prima! Prima a ieșit! Ai făcut cea mai mare dezordine! Așa! Cum se începe scrisoarea? Dragă Moș Crăciun! Asta e la voi, în lumea coloraților, în lumea vrătainilor! Dar de ce vorbești atât de tare tu, Ravura? Că nu m-auziți și nu înțelegeți odată că eu trebuie să scriu scrisoare cum vreau eu, băi, Burtasule! Dacă scrii așa, există foarte mari șanse să nu-ți aducă nimic în continuare, tu, Ravura! Da. Serios? Bine, atunci îi spun Grasule! Au, cilică, mămăligă! Dă-te de aici, tu, Ravura, că scriu eu pentru tine! Chiar scrii? Fii atentă, hai! Deci, începem așa, da? Hai, scriu! Scrie, băi, Burtasul! Eu scriu, dragă... Burtos! Moș Crăciun îl cheamă! Moș Crăciun! Bine, hai că scriu! Eu... Da? Tura... A? Bura... Talentata... Talentata? Extraordinara? Extraordinara! Scrie, extraordinara! Trebuie să zici ceva despre el! Scrie! Tu scrie acolo! Magnifica! Magnifica! Da? Dar nici măcar nu se folosește cuvântul ăsta! Da. Uite, tu, Ravura, mai bine gândește-te la un lucru pentru care vrei să-i mulțumești lui Moș Crăciun! Îți mulțumesc că te văd doar o dată pe an! Scrie! Mulțumesc că te văd doar o dată! Asta nu e o mulțumire adevărată! Dar care e mulțumirea adevărată? Îți mulțumesc că ești generos cu toți copiii din lume! Bravo! Ce să-ți povestesc? E cu toți copiii din lume și cu mine nu e niciodată! Pentru că nu-i scrii! Uite. Mă rog, da! Continuă eu tu! Eu nu înțeleg de ce mai scrieți voi scrisori că s-au inventat telefoanele! Pot să vorbesc la telefon cu moșul acum! Păi, nu trebuie să mai scrii scrisori din astea! Ce să scrisori atâta? Gata, e foarte greu să scrii scrisori! Mai bine îmi sun pe moșul și-i spui! Alo, Burtasu, adun ce-mi trebuie mie și gata! Gata, și voi asta, nu mai gata, lasă! Nu mai gata, nu aveți nevoie de... Băi, e foarte complicat, asta le iau eu! Oprește-te, o să ne strici Crăciunul! Păi asta e ideea, să vă
stricăciunul, să nu mai vină burtosul, gata. Nu, dar eu nu, nu mai pot scrii să nicio scrisoare, că e complicat și e greu. Gata, pa Crăciun, adio. Eu nu pot să trăiesc fără Moș Crăciun. Maci, vrăjim mătrică, lasă de semnul și scrie scrisoarea. Și dă ordine, stânga, dreapta, stânga. Da, dar nu o să mai avem timp după aia să-i trimitem și scrisoarea și să facem și tot ce avem de făcut. Ia, hai să facem, să ne jucăm ceva. Da! Vă facem un joc. Mâna dreaptă, mâna dreaptă, mâna stângă, stângă, piruetă, piruetă, stai. Mâna dreaptă, mâna stângă, piruetă, stai. Mâna dreaptă, ce-i fetiță, zonă? Asta nu este un joc, asta este o prostie. Cum adică? Mă scuzați că am folosit cuvântul ăla, dar nu am putut să mă abțin. Noi avem atâta treabă de făcut și voi aveți chef de joacă. Ce treabă? Ce treabă? Am lista aici. Vrăjimăturică, ți-ai făcut porția de teme? Lulu, te-ai spălat pe mâini când ai ieșit din bucătărie? Ai pregătit legumele pentru salată? Spune, Lulu, spune. Nu. Și lista continuă, vedeți? Dar vezi, de ce trebuie să facă toate lucrurile astea? Păi nu putem să ne jucăm până când nu sunt toate lucrurile puse la punct. Și în plus, trebuie să avem casa ordonată pentru când o să vină Moș Crăciun. Eu te înțeleg, dar haide mai bine. Moș Crăciun o să vină oricum. Dar haide mai... Ia, stai jos. Stai jos puțin să discutăm noi așa. Hai mai bine să ne jucăm ceva. Da, da, să până când vine moșul. Da. Și lasă lista aia. Bine, un singur joc, dar ne jucăm cum ne jucăm cu tanti prezentatoarea, da? Da, bine. Haideți să ne jucăm clopoțel, ce spuneți? Da, să ne jucăm clopoțel. Eu nu știu. Îți arătăm noi imediat. Da. Haide, vrei, Maturica. Care este jocul tău preferat? Clopoțel. Îți place să desenezi? Clopoțel. Îți place să alergi? Clopoțel. Nu e bine, mulțumesc. Ce? Trebuia să greșești de acum 3 dăți. Da, cum știți să vă jucați? Joacă cu mine. Bine, mă joc cu tine. Deci fii atent, Maci. Te uiți doar în ochii mei, da? Da. Și orice aș spune eu, tu trebuie să zici clopoțel. Am înțeles. Dar de fapt un pic o să te încurci ca să câștig eu, că uneori mai întotdeauna eu câștig. Adică tu câștigi întotdeauna? Da. Bine. Bine. Cum te cheamă? Tu zici clopoțel. Clopoțel. Da, după aia greșești, dar la următoarea întrebare. Pe ce stradă stai? Clopoțel. Nu e bine, nu așa face tanti prezentatoare, ea se încurcă. Te întreb eu. Îți place salata? Clopoțel. Acum trebuie să greșești ca să găștig eu. Dar nu vreau să mă joc așa, vreau să mă joc cum vreau eu să mă joc. Bine, cum vrei tu. Cum vreau eu. Da, dar îmi promiți că nu mai faci nicio listă? Cum să nu mai fac nicio listă? Păi pentru ce să faci listă? Păi ca să mă asigur că toate lucrurile ies perfect și că moșul o să vadă că suntem perfecți. Dar și ca să ne aducă daruri. Nu vreau să vadă că sunteți perfect. Nu există copil care să nu fie cu minte. Toți copiii sunt cu minte, doar părinții spun fii cu minte, fii cu minte. Și atâta tot. Dar eu credeam că trebuie să-i conving pe oamenii mari că sunt cu minte, că sunt perfectă, că sunt minunată, că sunt grozavă, că sunt cea mai bună și că în felul ăsta Moș Crăciun o să vadă și el și o să-mi aducă multe daruri. Dar toți copiii sunt așa cum ai spus tu. Și cu minți, și perfect, și cei mai buni. Pentru că existăm pur și simplu? Pe sigur, pentru că Moș Crăciun vine la fiecare copil și la fiecare om care și-a păstrat sufletul de copil. Păi... Există așa ceva? Da, mai ales eu și prietenii mei avem super suflete de copil. Așa că nu trebuie să mai faci nicio listă. Dă mai bine lista, dă-mi lista mie. Bine. Păi și atunci dacă nu fac cei pe listă, ce să fac? Să ne jucăm. Asta trebuie să facă orice copil, să se joace. Uite așa și din joacă în joacă, mai și învață câte ceva. Mulțumesc, Magi. Moș Crăciun să vină la toți copiii, pentru că voi credeți în el? Da! Îmi pare rău, prieten, că v-am bătut Ionat atâta la cap. N-am vrut să vă fac șnițele de creier. Ce, nu o recunoști? Știi cine e? Nu, cine? Tu! Da. Mini tu! Vai, numai tot câtă treabă! Eu fac așa? Da. Și fetița Zulia a început să te imite și așa se purta cu noi. Da. Toată ziua! Cât am lipsit eu astăzi toată ziua? Da, dar rămas voi cu Magi? Da. Doar că ea nu se juca cu noi, doar ne dădea comenzi. Știi ce făcea? Da. Avea o listă și tot dădea comenzi, în stânga și în dreapta. Zicea mereu, hai! Și știi ce a mai făcut ea? Măcar ea a stat acasă cu noi. Spre deosebire de tine! Măi, copii,
Înțeleg că n-a fost chiar așa de rău fără mine, nu? Nu! Și că v-ați distrat cu Magii, de fapt. Da. A durat puțin până când ne-am distrat și până când Magii a reușit să mă liniștească și să-mi explice că nu trebuie să fiu perfect. Dar de ce te-ai transformat în mine, fetiță Zurli? Pentru că se simțea lipsa ta. Da, nu erai acolo și trebuia să-ți ia cineva rolul. Da, da. A, asta înseamnă că fetița Zurli s-a și jucat cu voi, nu? Nu m-am nu prea. Nu, pentru că eram prea stresaționată ca să fac ca să fac lucrurile ca la carte, cum ca zici tu tot timpul. Ca la listă. Ca la listă. Spune că ți-ai făcut listă și ai făcut listă. Da. Unde e lista? Lista de ordine de comenzi. Știi, păi tu liniști că ne-am pierdut-o de tot. E chiar atât de rău când lipsesc eu? E chiar atât de important pentru voi să petrecem cât mai mult timp împreună? Da. Nu vă bucurați când plec? Nu. Un pic ne bucurăm la început. Da, dar după aia ar trebui să vii repede. Da. Știi, eu astăzi fiind antiprezentatoare, mi-am dat seama că nu-i chiar ușor. Să fii mamă, să fii o mare și să fii părinte. Că i-am zis lui Vrăjit de trei ori să-și strângă cariocile. Ce crezi că le-a strâns? Tot eu le-am strâns până la urmă. Vă dați seama cum e când zic eu de 5 ori să vă strângeți lucrurile din cameră? Sau când vă chem la masă de 10 ori? Da. Da, bine, asta nu justifică faptul că trebuie să plec atât de mult de acasă. Și uite că aș căzurli. Vă promit că o să stau cât mai mult timp cu voi și că atunci când trebuie să plec de acasă o să fac tot ce ține de mine să mă întorc repede. Promit. Super! Mai promite și că în cazul în care trebuie să pleci neapărat îl lași pe Magii cu noi. Promit să-l las pe Magii, dar și voi trebuie să faceți o promisiune. Puneți degetele pe nas. Da. Da. Și vreau să spuneți, promit! Promit! Să nu mă iau foarte tare în serios. Să nu imit oamenii mari dându-le comenzi celorlalți copii. Să nu imit oamenii mari dându-le comenzi celorlalți copii. Și să nu uit niciodată. Că joaca. Că joaca este cel mai important lucru. Este cel mai important lucru pe care îl poate face un copil. Promit. Bravo. Și pentru că ați fost extraordinar, ne mai pomeniți, o să vă citesc povestea lui. Mulțumesc. Yeah!